Cuvântul Domnului pentru noi în această seară este cuvântul din Epistola către Evrei, capitolul 4, versetul 1 până la 4. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Că și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care ne-a fost propovăduit nu ne-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Preiubiților și pentru cei ce n-ați fost aseară, salutări deosebite din țară, salutări de la bisericile de acolo, salutări de la Biserica Betania din Arad, salutări din partea Consiliului Național, salutări de la toți cei ce vă iubesc și împărtășesc o credință de același preț cu a voastră. În această seară sunt bucuros să fiu aici și sunt la o seară premergătoare sărbătorii de mâine, în care am înțeles că mai mulți candidați vor păși în apa botezului, mărturisind că l-au primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Și mă gândeam ce să predic în această seară. Și poate că încă mai sunt persoane care încă nu s-au decis și stau așa, nu știu ce să facă. Și m-am gândit în seara aceasta să vorbesc de somația pe care Duhul Sfânt o face evreilor. Eram copii la casă, eram cel mai mic, eram a nouălea dintre frați, pe mine părinții m-au avut la bătrâneță, tata a fost pocăit din 1927, dar mama nu s-a pocăit decât în 1949. Și după ce s-a pocăit și mama, a mai venit și eu pe lume la o distanță mare de ani între ceilalți și țin minte că tata ne aduna în jurul lui și ne dădea anumite sfaturi. Și bucuria mea de copil în mezina familiei era să stau totdeauna pe genunchii tatălui, să mă uit în ochii lui și să ascult cu atenție ceea ce vrea să ne spună. Dar uneori îi se părea lui tata că nu tot ceea ce spune el noi luăm în considerare. Și parcă îmi văd și acum, lăsa ochelari în jos, se uita peste ochi și zicea: luați bine seama ce vă spun. În seara aceasta aș vrea să fiu un înlocuitor a mesagerului divin al lui Dumnezeu și să trag un semnal de alarmă aici în fața dumneavoastră a tuturor. Luați bine seama ce vă spune Domnul. Când zic mesagerul lui Dumnezeu, am în vedere pe apostolul Pavel, care avea dar profetic și care vorbea direct din partea lui Dumnezeu. Sunt atâtea probleme în viață la care noi luăm seama. Luăm seama cum să ne organizăm ziua de muncă. Luăm seama la timpul când trebuie să ne ridicăm din paturile noastre. Luăm seama la o dietă alimentară corespunzătoare. Sau nu prea luăm, că prea am luat proporții în ultima vreme unii. Luăm seama la timpul de odihnă și zicem că e foarte necesar. Dar autorul epistolei către evrei zice: să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Dacă vreți, tema predicii mele din seara aceasta este să luăm bine seama. Să luăm seama că trăim într-o vreme când trebuie, și dacă zic trebuie, am în vedere tonul imperativ. Trebuie să luăm bine seama. Dacă nu luăm bine seama, riscăm să răsturnăm situațiile și tabloul vieții să se schimbe. Cei ce călătoresc cu mașina, dacă nu iau bine seama la indicatoare, pot ajunge oriunde în altă parte, numai la zingănul. Cei ce se pregătesc pentru viață, dacă nu iau bine seama la ceea ce li se predă, pot să facă orice, numai să-și atingă scopul pentru care s-au pregătit, nu. Dacă nu iei bine seama la ceas, când te duci la aeroport sau la gară și trenul a plecat, e prea târziu. Și ți se spune: aștepți un altul sau dacă nu vii altă dată, că e prea târziu. Să luăm bine seama că într-adevăr sunt atâtea situații pe care noi le putem pierde și sunt probleme deosebit de importante ce trebuie să fie în atenția noastră și nu ne putem implica în ele pentru că n-am luat bine seama. Mi-aduc aminte de un caz pe care Biblia îl relatează în Luca 16.
Acolo e vorba despre un om bogat care se îmbrăca în porfiră, în insubțire. Ducea o viață de huzur, avea prieteni mulți și se spune că la poarta casei lui stătea un amărât plin de bube bolnav cu numele Lazar. Bogatul ăsta l-a văzut acolo, l-a lăsat, l-a tratat cu indiferență. Bolnavul acesta, săracul acesta cu numele Lazar, n-avea prieteni, chiar dacă bogatul avea mulți. Ăsta doar cu câinii își consola rănile care veneau probabil și mingeau bubele din când în când. Dar nu numai că n-a luat seama bogatul la Lazar, n-a luat seama nici la timpul și la viața care se scurge. Și a fost o zi când Lazar a murit. Și Lazar a fost luat de îngeri și dus, așezat într-un loc în împărăția lui Dumnezeu, prezentat ca fiind sânul lui Avram. Dar a venit pe nesimțite, când probabil nici nu se gândea bogatul, a venit vremea să moară și el și de data asta n-a mai venit îngerul. A venit altcineva, l-a luat și l-a dus într-un loc de chin. Și toată viața lui n-a luat seama și toată viața lui a fost indiferent și toată viața lui și-a organizat după plăcerile și pornirile inimii toate conjuncturile și sărbătorile și împrejurările și momentele deosebite din viață. Și acum când ajunge în locul acela de chin, ia seama. Dar era prea târziu. Ni se spune că a luat seama, dar era prea târziu și a ridicat privirea în sus. Și a luat seama că cineva acolo într-un cort seamănă cu Lazar. El este. L-a văzut și pe Avram. Și acum, după ce și-a ridicat privirea în sus, face un lucru. Strigă, Părinte Avrame, Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar să-și moaie degetul în apă, să vină să mă stâmpere. Mă chinui grozav în văpaia aceasta. Și ce a zis Avram? Fugi, Lazare, că ăsta te-a lăsat să stai cu câinii la poarta casei lui. Da, de unde? Eu răspund, nu se poate. N-ai luat seama când a fost pe pământ, la nevoile, la trebuințele, la starea lui Lazar. Tu acolo ți-ai luat cele bune, el și-a luat pe cele rele. Aici datele problemei s-au schimbat. Iată că au mers până acum încât chiar s-au inversat. Ba, între noi și voi o prăpastie adâncă. Nimeni nu poate trece de la noi la voi și de la voi la noi. Nu se poate. Atunci trimite-l în lume, mai am 5 frați, să meargă să mi adeverească ce se întâmplă aici, să nu vină și ei în acest loc de chin. Și a dus aminte, a luat seama și la frații lui, a luat seama și la familia lui, a luat seama și la starea de chin în care era el și a luat seama la protecția și grija fraternă de a-i ocroti pe frații săi de așa ceva, însă nu s-a mai putut. Vedeți ce interesant, omul ăsta ia seama după ce moare și după ce moare face 3 lucruri, ia seama la 3 lucruri, își ridică privirea în sus. Păi de ce să nu-ți ridici privirea în sus acum până trăiești? Că aici e timpul când trebuie să-ți ridici privirea în sus. Aici trebuie să-ți aduci aminte că orice dar bun și de săvârșit să pogoră de sus de la Părintele Luminilor. Aici, pe pământul acesta ne aducem aminte ce a zis psalmistul, că el își ridica privirea în sus. De unde vine ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Aici ucenicii și-au ridicat privirea și l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos că s-a înălțat la cer. Și aici, pe pământul acesta, au primit solia prin înger, că așa cum l-ați văzut plecând, așa se va întoarce din nou. Toate acestea s-au întâmplat în viața asta. Ei și-au ridicat privirea, dar era prea târziu. Niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Că există un prea târziu. Ăsta și-a ridicat privirea în sus, dar prea târziu. A făcut a doilea lucru. A început să se roage. Părinte Avrame, te rog, trimite-l pe Lazar. Cum, doamne, toată viața nu te-ai rugat și te rogi după moarte? Toată viața ai trăit o viață de indiferență, ca să nu zic și de indolență, probabil de aroganță, de huzură, așa cum spuneam. Și acum începe rugăciunea și se roagă. Dar rugăciunea nu i-a fost ascultată. Era prea târziu pentru o rugăciune. Face o rugăciune și poate că era ultima rugăciune și nici aceea nu o face cum trebuie. O face la Avram. Am citit Biblia asta de câteva ori și n-am găsit niciodată în Biblie o rugăciune făcută vreunui sfânt și ascultată decât în cazul ăsta, lui Avram, și aceea n-a fost ascultată.
Nu veți găsi rugăciuni făcute Sfinților pe paginile Scripturii decât rugăciunea care a făcut-o bogatul lui Avram atunci când era în locul acela de chin și nu l-a ascultat. O singură rugăciune făcută unui sfânt și nici aceea nu e ascultată. Pentru că noi nu ne rugăm Sfinților. Noi nu ne rugăm nici măcar la Maica Domnului, chiar dacă ea a fost Fecioara curată prin care a venit Iisus Hristos în lume. Noi am înțeles ce zice Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 3, cu versetul 14. Iată de ce zic îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos și din care își trage obârșia orice familie în cer și pe pământ și mă rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere în omul dinăuntru prin Duhul Lui. Amin. Rugăciunea noi o înălțăm totdeauna Tatălui din cer în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Ăsta și-a dus aminte să se roage, face ultima rugăciune probabil acolo, dar prea târziu, era prea târziu. Și aduce aminte de pocăință. Auzi, în iad să se vorbească de pocăință? Să meargă să spună la cei cinci frate mei să se pocăiască, să nu vină aici. Era prea târziu. Locul ridicării privirii în sus nu e după moarte. Timpul rugăciunii nu e după moarte. Timpul pocăinței nu e după moarte, ci acum și aici. De aceea, autorul epistolei zice să luăm dar bine seama. În Luca, în capitolul 8, cu versetul 18, Mântuitorul Iisus Hristos trage, dacă vreți, un semnal puternic de alarmă privind nepăsarea oamenilor și le zice, luați seama la felul cum ascultați. Prea mulți sunt cei ce ascultă cu indiferență. Prea mulți sunt cei ce tratează cu ușurătate problema vieții veșnice. În cartea profetului Isaia, în capitolul 55, cu versetul 3, omului Dumnezeu, la îndemnul Duhului Sfânt, strigă, luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Noi luăm aminte și ne uităm cum viața trece. Luăm aminte și vedem cum în fiecare zi tabloul vieții se schimbă. Luăm aminte și vedem cum trec cortegiile funebre și se duc unul câte unul. Și să duc cei ce ne-au fost prieteni în copilărie sau cei pe care i-am stimat și am luat aminte. Luăm aminte și privim la câte un locaș de cum și zicem, da, aici oamenii se roagă lui Dumnezeu și am luat aminte. Luăm aminte la câte un mesaj care ne place nouă și există câte un vorbitor din ăsta mai iscusit care probabil că are și intonația plăcută și ungerea plăcută și am luat aminte. Dar nu e suficient că ai luat aminte. Luați aminte și veniți la mine. În pustia Iudeii Mântuitorul striga zicând, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre. Nu există odihnă nici în Germania, nu există nici în Elveția, nu există nici în America, nu există nici în Noua Zeelandă care e pe primul loc în ce privește nivelul economic în lume la ora actuală. Adevărata odihnă e în cer la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a deschis larg porțile cerului și s-a dus să pregătească un loc, spunându-ne că după ce îl va pregăti se va întoarce să ne ia cu el, pentru că acolo unde este el dorește să fim și noi. O adevărată odihnă este acolo. Luați aminte și veniți la mine. Și unii poate vin până la Domnul, dar se opresc acolo. Dumnezeu nu-i mulțumit să vii până la cruce. Nu-i mulțumit, așa cum se amintea aici, ca sângele iertător a Domnului Iisus Hristos să te speră și să rămâi acolo. Să uita Pavel la unii și zicea, voi care de mult trebuia să fiți învățători, ați rămas tot piperniciți, sunteți tot mici. Când ai venit la Domnul Iisus Hristos, nu te oprești la cruce, treci dincolo de cruce. Crești în fiecare zi după chipul și slava celui ce te-a creat. Prinde Domnul Hristos contur și chip în viața noastră. Și începem în fiecare zi să ne asemănăm mai mult cu El, să ne identificăm mai mult cu El. E așa de important ca în viața noastră a fiecăruia să se vadă Domnul Iisus Hristos. Se spune că înainte de 89, nu știu să vă spun exact, conjunctura în care unul dintre slujitorii noștri era în București, și era chiar aproape de o gură de metrou.
Și deodată un copilaș a venit cu o plasă cu alimente, ulei, zahăr, ce era acolo, și a vrut și el să coboare treptele, să meargă la metrou, iar cineva l-a îmbrâncit și copilul a scăpat totul jos și s-a împrăștiat. Și a început să plângă bietul copil și a început cu mânuțele lui de copil de 10-11 ani să adune ce mai putea aduna, orez, zahăr, ce putea, dar nu putea să adune nimic. Și plângea, ștergea lacrimile și se uita în jos și pastorul s-a apropiat de el. Și l-a întrebat, copile, de ce plângi? Și a zis, cum să nu plâng? Noi suntem orfani. Mama mi-a dat ultimii bani să mă duc să cumpăr alimentele. Și acum mă duc la mama și fără bani și fără alimente. Toate s-au risipit aici. Cum să mă duc la mama așa? Și pastorul l-a luat la pieptul lui, l-a sărutat pe frunte, a băgat mâna în buzunar și a dat niște bani. Și a zis, du-te, cumpără alte alimente. Și copilul a luat banii, s-a uitat la el, a dat să fugă, dar după aceea s-a oprit, după doi pași a venit înapoi și a zis, domnule, vreau să te întreb ceva. Eu mă duc la o școală duminicală și nouă acolo la școala duminicală ne-a spus învățătoarea că Domnul Iisus face totdeauna bine oamenilor. Nu cumva dumneata ești Domnul Iisus. Și fratele Emil Bulgar, că despre el este vorba, cel ce a fost președinte înaintea mea și poet, cu spiritul lui romantic și tot, a lăsat să-i cadă niște lacrimi pe obrazul copilului, l-a sărutat din nou, l-a strâns în brațe și a zis, eu nu sunt Iisus Hristos, dar sunt fratele lui mai mic. Vedeți, atunci când am venit la Domnul Iisus Hristos, când am înțeles că trebuie să ascultăm și să împlinim voia lui Dumnezeu, atunci trebuie să se vadă noi chipul Domnului Iisus Hristos. Amin. Trebuie să se simtă în viața noastră că e ceva. Îmi spunea odată un soț, că de când soția lui s-a întors la Dumnezeu, spunea, și lumina parcă arde mai bine în casă. Becurile parcă dau mai multă lumină. Mă uit și parcă aranjamentul și curățenia și totul e schimbat. Și am zis, e normal să fie așa, pentru că în prezența lui Dumnezeu totul trebuie să fie perfect. De aceea e foarte important să luăm aminte cum ascultăm. Să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Nu întotdeauna intonațiile sunt cele mai importante. E frumos să se cânte foarte frumos. E frumos să se predice foarte frumos. E frumos chiar dacă repet cuvântul frumos de câteva ori. E frumos să ne rugăm foarte frumos. Toate sunt frumoase și cuvântul frumos îi aparține lui Dumnezeu, că El este frumos în sensul absolut. Dar e foarte bine să pricepem fondul lucrării. În cartierul Aradul Nou am oficiat o mormântare și după câteva zile nevastă mea m-a trimis în piață să cumpăr ceva. Și o doamnă mă vede, vine la mine, zice, domnule, stai să spun că eu te cunosc. Oh, dar zic, de unde mă cunoașteți, doamnă? Păi, te-am văzut de câteva zile acolo, vecina mea vis-a-vis, când a murit, așa mi-a plăcut cum ai slujit acolo. Dar, doamnă, ce v-a plăcut așa de mult? Mi-a plăcut foarte mult. Dar din câte am spus eu acolo, ce v-a plăcut? A, păi, eu nu știu, nu mai țin minte ce a spus, dar așa mi-a plăcut cum a strigat, că nici părintele nostru de la biserică nu are așa voce să strige ca dumneata. Ei îi plăcea cum am strigat, nu ce am spus. Noi la biserică nu venim să strigăm. Noi venim la biserică să înălțăm sufletele către Dumnezeu și să încoborâm pe Dumnezeu în noi. Luați aminte la felul cum ascultați, că fondul primează înaintea formei și fondul trece dincolo de formă. Să luăm aminte la noi înșine. Să luăm aminte la noi înșine, zice Mântuitorul în Marcu, capitolul 13, cu versetul 9. Luați aminte la voi înșivă. E frumos, fraților, că mâine vor coborî câțiva în apa botezului și vom lua aminte la ei, parcă îi văd cu emoție și timiditate cum vor mărturisi când au acceptat pe Dumnezeu ca Tată, pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și e foarte plăcut și lui Dumnezeu și e foarte plăcut și bisericii să trăiască asemenea sărbători. Dar, dincolo de sărbătoarea lor, dincolo de sărbătoarea cerului, unde se face o mai mare sărbătoare pentru un păcătos care se întoarce la Dumnezeu decât pentru 99 de neprihăniți care n-au nevoie de mântuire, e foarte important să luăm aminte la noi înșine. Am avut noi o întâlnire reală cu Dumnezeu? N-am cunoscut noi pe Dumnezeu? Am venit noi la Dumnezeu? Ascultăm noi cuvântul lui Dumnezeu? Se vede chipul Domnului Iisus Hristos în noi? Să luăm aminte la noi înșine.
să luăm aminte la noi înșine, că de multe ori ni se pare că viața noastră e mai importantă ca orice și nu ne gândim că viața noastră poate să ne tragă în jos. Mă refer la viața pământească. Aseară aminteam că Apostolul Pavel la un moment dat intrigat s-a uitat în jurul lui și a zis: băi, dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus unde Hristos și-a de la dreapta lui Dumnezeu, că-i vedea prea mult ocupat de lucrurile de jos. Știți, e adevărat, asta nu însemnează că mergem acasă, ne scumăm dimineața la 11 și nu mai facem nimic, că noi ne ocupăm numai de cele de sus. Noi trebuie să muncim, dar dincolo de orice preocupare și dincolo de orice activitate și dincolo de orice muncă, trebuie să primeze relația noastră cu Dumnezeu. Noi suntem copii al lui Dumnezeu și întotdeauna psalmistul zicea: sufletul meu tânjește după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta lui. Dincolo de toate preocupările, mai mult decât toate preocupările noastre, contează timpul de părtășie cu Dumnezeu, rugăciunea, cititul cuvântului, că noi suntem fii ai Dumnezeului celui viu. Știți ce a zis Asaf în Psalmul 82? Am zis, toți sunteți Dumnezei, fii ai celui preanalt. Asta e statura și poziția la care vrea Dumnezeu să ne ridice. Dumnezei, fii ai celui preanalt. Zice Ioan, când se va arăta El, vom fi ca El. Așa zice Ioan. Apoi în Apocalipsa 3:21 ne promite mai mult. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum eu am biruit și am stat cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Auzi, și domnie împarte Hristos cu noi. Ce har minunat să fie al lui Dumnezeu. Ce har minunat să luăm seama la viața noastră. Se spune că urca odată pe un munte un vânător și deodată a văzut undeva la o casă acolo, s-a uitat și a fost foarte mirat. A văzut o cloșcă că își chema pui, dar printre pui de găină era și un pui de vânturi. Și l-a rămas mirat. Cum? Puiul de vânturi cu pui de găină împreună? Era destul de mare. Cloșca croncănea, fugeau pui de găină, fugea și puiul de vânturi. Și era foarte blând. Orice lucru repetat devine obișnuință care durează mai mult timp, intră în normalitate și la un moment dat ai impresia că ai de-a face cu natura, dar totuși puiul ăsta era pui de vânturi, nu era pui de găină. S-a oprit, s-a uitat lung și apare proprietarul și zice: dom'le, ce caută puiul ăsta de vânturi aici? Uite, destul de mare. Nu ți-e frică că îți omoară puii de găină, că îți omoară găinile? Nu, zice, vreau să spun ceva. Eu m-am dus pe aici, pe munții ăștia, și am găsit niște ouă de vânturi. Ne-am luat, ne-am dus și ne-am pus sub găină. Și găina a clocit și a ieșit și un pui de vânturi cu puii de găină. Și puiul ăsta așa s-a obișnuit încât el doar ca format mai este vânturi, dar ca natură e pui de găină. S-a mirat vânătorul, l-a luat pe palmă și a zis: oh, tu fiu a regelui văzduhului, ai ajuns să scurgi gunoaiele și m-a aruncat în sus. Și în momentul ăla vânturul a realizat că poate să zboare și s-a ridicat sus, sus, sus de tot. Noi suntem fiii lui Dumnezeu. Amen. Și n-aș vrea să scurmăm prea mult la gunoaie. Știți care e diferența între noi? Toți avem grămezile noastre de gunoaie. Numai că unul e mai mare și altul e mai mică. Dar fiecare are gunoiul lui. Și câteodată ne oprim prea mult la gunoi. Repet, vreau tot să înțeleagă că nu încurajăm renevia, nu încurajăm cerșetoria. Aș vrea frații noștri să fie cei din tâi în fapte bune, amin, să fie muncitori, amin, dar întotdeauna să primeze relația și părtășia cu Dumnezeu. Amin. Să nu punem gunoaiele înaintea priorităților spirituale. Astea trebuie totdeauna să le avem în vedere. Luați seama, zicea Domnul Iisus Hristos, nu cumva să vi se îngreuneze inima cum voi băi de mâncare și de băutură, și ziua aceea să vă găsească așa. Ziua aceea să vă găsească așa. Tot mai mulți sunt cei care vin și întreabă, dar stai puțin că în Biblie nu scrie să nu bei ancor. Zice să nu te îmbeți. Ba scrie în Proverbe, în capitolul 23 cu versetul 20, e foarte categoric cuvântul Domnului. Nu fii printre cei ce beau vin. Noi avem o poziție foarte categorică între Hristos și Belial nu există legătură. Între lumină și întuneric nu există legătură. Între neprienire și păcat nu există legătură. Vreau
și în această seară să fac sublinierea aceasta, că nu tot ceea ce cred oamenii că își pot permite și tot ceea ce poate să dea satisfacție vieții este permis de Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu e foarte categoric, de aceea să luăm seama asupra vieții noastre. Să luăm seama asupra stării inimii noastre, pentru că o inimă rea și necredincioasă, zice în versetul 12 din capitolul 3, ne desparte de Dumnezeu. Evrei 3:12, inima rea și necredincioasă te desparte de Dumnezeu. Luați seama să uite Dumnezeu peste ochelari la noi. Iertați-mi că am forțat puțin expresia. Și ne spune, luați seama asupra inimii voastre. Câteodată avem inimi rele. Mă uit la fratele Zori, poate cu alți ochi. Mă uit la fratele Pețca cu alți ochi. Mă uit, mai știu la care frate de aici, și parcă un verme a răutății a intrat acolo. Și încep să invidiez. Și încep să bârfesc. Și încep să spun lucruri care uneori sunt imaginare doar. Și toate acestea ne despart de Dumnezeu, că Dumnezeu avea să spună prin Isaia. Păcatele voastre, nelegiuirile voastre, pun un zid de despărțire între voi și mine. Să luăm seama asupra stării inimii noastre. Nu știm niciodată când vine Domnul. Nu știm niciodată când trebuie să plecăm noi de aici. Nu știm niciodată când punctul, terminus a vieții, Dumnezeu ne pregătește să fie foarte aproape de noi și trebuie să ne întâlnim cu El. Era prin anul 1985-86, țin minte că fratele Codreanu m-a invitat la evanghelizare pe Romulus, la biserica din Timișoara. Și în capătul grădinii la mine locuia unul din prezbiterii bisericii, un frate scump, fratele Ranca, un om bătrân, un om care avea descoperiri dumnezeiești, un om foarte pocăit, și am spus cu multă sinceritate și spun, până la el n-am cunoscut un om mai pocăit ca ăsta și nici nu cred că am întâlnit nici de atunci. Nu știu dacă voi întâlni un om mai pocăit ca omul ăsta. Era un om care toate problemele el le rezolva prin rugăciune și credință. Și într-adevăr încredea pe Dumnezeu pe cuvânt așa cum este. Și eu mă pregăteam să mă duc la evanghelizare, el a venit și a zis, auzi, hai să mergem, că sora, și mi-a spus numele sorei, sora Florica, o consăteană de-a lui, a trimis să mergem să ne rugăm pentru ea. Era o soră bolnavă de cancer. Zic, frate, dar am fost, am făcut rugăciune, am făcut ungerea cu undele. Măi, dacă a trimis, ea știe de ce a trimis, hai să mergem. Dar uite, eu mă duc la Timișoara și am evanghelizare. Las că te duci după aia, uite, mă lași pe mine acolo, că vine înapoi cu ceva, dar hai să mergem. Ne-am dus acolo. Când am dus acolo, am găsit o femeie care nu mai era decât un pachet de oase. Atâta era de slăbită încât părea și transparentă. Stătea acum întinsă pe pat și cum eu sunt un om câteodată prea repezit, am zis, soră, Domnul să te binecuvinteze, ai trimis după noi, vrei să-ți facem ungerea, uite, eu mă grăbesc. Și am șez cu o sticluță. Dar ea zice, frate, dumneata mi-ai făcut ungerea. Eu v-am trimis, dacă vreți să-mi faceți ungerea, faceți, de eu v-am trimis un mesaj să veniți că vreau să mai avem părtășie împreună. Bun, avem și părtășie. Însă frate Ranca, fă o rugăciune. S-a rugat bătrânul Ranca, am citit un text biblic, am cântat o cântare, i-am făcut ungerea, ne-am rugat amândoi și am vrut să plec. Dar zice, stai frate, dar de ce te grăbești să pleci? Păi nu-i gata slujba. Dar ce trebuie să fac? Cântați-mi cântarea, aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul. Să-mi văd în față, să-mi privesc, să-i spun că în această lume mai mult ca toate îmi prețuiesc. Aveți cântăreți aici, eu și cum bătrân de 70 și ceva de ani, eram regușit cum tot pe la evanghelizări, bătrânul cu vocea lui mormăia, cântam ca un acordeon cu burduful spart, amândoi. Da, am cântat, cântam muribunda mai bine ca noi, ca amândoi. Din nou, am dat mâna cu ea, zic, soră, Domnul să te binecuvinteze, ți-am cântat cântarea, trebuie să plec. Zic, din nou, zice, stai frate, dar nu s-a terminat slujba, de ce te grăbești? Deja m-am întâritat. Zic, soră, dar ce mai trebuie să fac? Mă gândeam, mai de rugat m-am rugat, de cântat i-am cântat, ungerea am făcut-o, ce mai trebuie să fac? Asta mă pune să fac corect, ca Johnny în seara asta. Zic, domnule, asta ce mai poate să-mi ceară? Zic, soră, dar așa pe o voce puțin iritată. Spune-mi ce trebuie să mai fac acum. Ea zice, frate, nu te supăra, nu te supăra, te rog, hai, mai faceți încă o dată o rugăciune. Și am început să ne rugăm.
S-a coborât Duhul Sfânt peste fratele Ranca, într-așa o măsură încât am început să mă pocăiesc și eu. Vă rog să mă credeți, numai când mă atingea cu cotul, simțeam cum putere din el parcă vine în mine. La un moment dat am început să spun în rugăciune, Doamne, și dacă nu mai ajung la Timișoara în seara asta, nu-i nimic, slavă ție, bine că sunt aici. Ne-am rugat amândoi. Și ce vreau să vă spun e că atunci când rugăciunea a fost gata, sora Florica nu mai era între noi, era plecată la Domnul. Se dusese în veșnicii, dar am văzut un mort rezent. Mariana, fiica ei, m-a întrebat, chiar credeți că mama l-a întâlnit pe Domnul Iisus? Uitați-vă că a murit rezent. Și am spus, Mariana, eu nu știu ce a văzut mama ta în momentul plecării, dar știu că mama ta a fost o bună credincioasă. E așa de important să luăm seama asupra stării noastre, că nu știm când trebuie să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos sau cu altcineva. Eu știu că trebuie să ne întâlnim, dar depinde cu cine. Pavel, pentru că eu sunt convins că Pavel este autorul epistolei către evrei, chiar dacă nu ni se spune după stimul în care scrie, credința mea asta este că Pavel a fost autorul. Pavel zice să luăm bine seama că există un prea târziu. După moarte nu se mai poate schimba nimic. Nu se mai poate schimba nimic. Să luăm bine seama. Să luăm bine seama că dacă neprihănirea noastră nu întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, n-am făcut nimic. Erau atât de neprienit încât posteau de două ori pe săptămână, dădeau zeciuială din mărar, izbă și chimen, dar lăsau neîmplinite o grămadă de lucruri importante în viața creștină. Și din nefericire, frații lor trăiesc și în anul 2014. Unii în România, alții în Germania, alții pe alt meridian a pământului. Să luăm bine seama. Să luăm bine seama la neprihănirea noastră, să ne uităm ce se vede noi. Când se uită cineva la mine, ce se vede în viața mea? Ce se vede în neprihănirea mea? Se vede în mine un om care vrea să-și afișeze evlavia ca fariseu, la care zice, Doamne, eu nu sunt ca vameșul ăsta, îți mulțumesc. Asta trebuie să se vadă. Sau să iubim cu fapta și cu adevărul. Sau acea aureolă binecuvântată din punct de vedere spiritual trebuie să se vadă noi. Când Leonardo da Vinci a pictat tabloul celebru, Cina cea de taină, a fost atât de încântat, i s-a părut lui că așa de bine a reușit tabloul acela, încât și-a chemat un prieten ce era critic de artă și a zis, hai să vezi, într-adevăr am scos un tablou care îmi dă și mie satisfacții. Și a venit prietenul lui, s-a uitat era așa tânșat, Leonardo, într-adevăr te-ai întrecut pe tine aici. E extraordinar de reușit tabloul acesta. Și pictorul, foarte încântat și satisfăcut, a zis, da, ce ți se pare că am reușit să scot mai mult în evidență? S-a uitat omul ăsta și a zis, mai, cel mai bine iasă în evidență potirul. Poftim? Cel mai bine iasă în evidență în tabloul tău potirul. Deodată, marele pictor a muiat pensul, l-a învopțea și a început să mă zgâmească tabloul. Ăsta s-a uitat, stai mă, ce cu tine? Ai luat-o pe umei? De ce mă zgâmești tabloul? Eu aș fi vrut cel mai bine să iasă în evidență Mântuitorul Iisus Hristos, nu potirul. Fraților, în seara aceasta vreau să vă spun că avem potirele noastre care ies în evidență. Avem potirele noastre. Și unii nu se sfiesc să-și arate potirul. Scot potirul în față. Nu-i nimeni ca mine, nu-i nimeni ca ceea ce fac eu. Cântă surorile Vasimciuc, am crezut că îmi cântați cântarea mea preferată în seara aceasta. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca eu. Ca mine sunt mulți, ca voi sunt mulți, ca Domnul Iisus Hristos nu-i nimeni. E singurul care nu poate fi locuit, pentru că n-a fost dat oamenilor un alt nume în care ei să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. E singurul care a putut să spună, eu sunt calea, adevărul și viața, Domnul Iisus Hristos. E singurul care a deschis larg porțile cerului pentru toți cei ce doresc să fie mântuiți, Domnul Iisus Hristos. E singurul care a călcat cu moartea pe moarte și are în mâinile lui cheile morții și a locuinței morților, Domnul Iisus Hristos. Nu-i nimeni ca el. Noi toți suntem trecători, de aceea să luăm seama. Să luăm seama că trăim într-o vreme și într-un timp când apar tot felul de învățături.
tot felul de emisari. Nu numai în Germania. Acum au venit și în România. Mișcarea maruționistă, Biserica Apostolică a zilelor din urmă, apostolicii patriarhali. Au apărut tot felul de curente, inocentiști, tot felul de curente și fiecare încearcă să-și seamene învățătura lui. Noi avem învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Și Domnul a zis, călcați pe urmele mele, zice Pavel, călcați pe urmele mele că eu călc pe urmele lui Hristos. Apostolul Pavel era convins că urmele pe care el merge sunt urmele Domnului Iisus Hristos. Să luăm seama la învățătura care o primim și să luăm seama la învățătura care o dăm. Să luăm seama la ce ne comunică Dumnezeu. Trăim într-un lume în care multe se pot comunica, dar comunicarea lui Dumnezeu, așa cum spuneam de atâtea ori, trebuie să ocupe primul loc în viața noastră. În Evrei, în capitolul 12, cu versetul 25, omul lui Dumnezeu zice, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă nu ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, a cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, dar și cerul. Să luăm seama la glasul Domnului. Să luăm seama la ce comunică Dumnezeu. Să luăm seama că în toate împrejurările Dumnezeu are ceva de comunicat. Amin. Mi-aduc aminte de anii, probabil 2004-2005, așa ceva, într-o duminică arhiplină de evenimente și cu multă încărcătură, fiind prima duminică a cinei Domnului, într-o biserică din Arad a fost un mesaj. Și mesajul era foarte scurt. Spitalul județean, etajul 3, salonul 11. Am fost convins că Domnul acum vrea să facă o minune. Când s-a terminat, ne-am dus repede să vedem despre ce este vorba. Am intrat în salon, erau 6 bolnavi, 3 pe o parte, 3 pe alta. M-am uitat, n-am cunoscut pe nimeni. Zic, bă, ce se întâmplă? A fost un mesaj sau a fost o discuție între cei ce erau acolo și n-am luat bine seama, exact cum zicea autorul epistolei către evrei. Dar, la un moment dat, lângă un geam, un bătrân face cu mâna, frate Tipei! M-am uitat la el, era un frate mai bătrân, m-am dus și zic, frate, ce-i cu dumneata? Cum ai ajuns aici? Frate, sunt foarte bolnav, sunt de la Belotinț, uite, sunt aici, la unii veniseră rude de acasă, la alții, nu? Și zic, frate, fii liniștit, frate Vasile, că așa îmi chema, că eu cred și sunt convins că Domnul astăzi te vindecă. Uite, am venit în baza unei trimiteri și am scos ticluța cu un delem, gata, se fac ungerea. Dar el, în loc să se bucure, s-a întristat și a zis, nu, frate, mie nu-mi faci ungerea. Păi de ce, frate Vasile? Eu nu-s pocăit numai de 2 ani. Și fratele Avrămescu, păstorul nostru, tot asta ne-a spus, că după ungere ori mori, ori te vindeci. Eu credință să mă vindec n-am, că-s pocăit recent. Dar nu vreau nici să mor. Mie nu-mi faci ungerea. Pune sticluța în buzunar. Frate, dar eu cred că Domnul vrea, nu, lasă, dumneata crezi ce crezi dumneata, mie nu-mi faci ungerea. Bun, dacă nu mă lasă să fac ungerea, am pus sticluța în buzunar. Zic, dar îmi dai voie să fac o rugăciune. Faci rugăciunea de fără ungere. Fără ungere. M-am întors în salon și am zis, domnilor, eu sunt pastor penticostan, dânsul credincios penticostan, aș vrea să fac o rugăciune pentru dânsul, cu permisiunea dumneavoastră. Și oamenii au zis, da, domnul pastor, rugați-vă, încă unul sărac. A zis, domne, dacă tot te rogi, zici ceva la Dumnezeu și de noi. Bine, zic și de voi ceva. Și m-am rugat pentru fricosul ăsta de moarte, m-am rugat pentru toți bolnavii din salon, m-am rugat pentru medici, pentru asistente, pentru tot spitalul și am vrut să plec. Am dat mâna cu fratele Vasile, am zis, frate, atât am făcut cât m-ai lăsat. Acum cred că și Domnul nu face mai mult decât tot atât cât îl lași. Nu, că Dumnezeu nu violează voința nimănui. Și când se plec, pe partea stângă, pe un pat acolo stătea un bătrân cu părul alb dat peste cap, avea o pijama de mătase, avea niște ochelari cu ramă roșiatică, ziceau bătrânii, ramă de os în vechime. Și mi-a zis, tinere, vrei să fii puțin? Și ce mi-a plăcut, că nu mai zis tinere către mine nimeni de nu știu când până atunci. M-am dus și îmi întinde mâna, zice, cred că știi cine sunt. Nu știu, nu știi cine sunt eu? Nu, eu sunt profesorul Ioan Agda. Ai auzit de mine?
Nu, mă, cum n-ai auzit? Păi, domnule, eu am fost profesor la Ștefan Gheorghiu. Eu am două doctorate. Unul la Kremlin, unul la Berlin. Domnule, eu am scris, mi-a zis, vreo 23 de cărți. N-ai citit niciuna din cărțile mele. Nici Lumină în viitor n-ai citit o carte de filozofie care a fost tradusă, mi-a spus în câte limbi. Domn profesor, eu citesc mai mult teologie. Ai, domnule, eu am crezut că pot discuta cu dumneata, am crezut că sunteți mai pregătiți voi popii, dar văd că și voi sunteți ca ceilalți. Asta e! Zice, domnule, am o rugăminte. Soția mea a murit de 4 ani. Eu stau de 3 luni prin spitale. N-am copii, n-am pe nimeni decât o nepoată învățătoare la Baia de Criș. Uite, nimeni nu mă caută aici. Sunt așa de slăbit că nu pot să cobor până jos. Îți dau niște bani, du-te, cumpărăm niște fructe și ceva suc. Era exact luna iulie. Azi mi-am adus aminte de ea. Ieri am mai dat la unul niște bani și s-a dus cu bani cu tot, n-am mai venit înapoi. Cred că dumneata ești mai serios. Domn profesor, lăsați că... Ne rezolvăm. M-am dus, i-am luat, țin minte că i-am luat un flacon de Fanta de 2 litri, i-am dus și niște nectarine și omul din nou îmi spune, vezi, domnule, ce-i viața asta? Domnule, nu mai am pe nimeni. Domnule, sunt a nimănui. Și eu cu Biblia zic, domnule, în cartea asta mea scrie de unul că a zis că n-are pe nimeni și Iisus Hristos l-a vindecat. Domnule, eu am uitat să spunem, zicea profesorul Arda, eu nu numai că sunt ateu, dar eu sunt fabrică de construit atei. Eu i-am făcut pe o mulțime atei. Mie să nu-mi vorbești de Iisus Hristos, că știu de cine vorba. Vrei să-mi amintești de povestea aia cu slăbănogul ăla de la Scândătoare, dar nu discutăm de Biblie. Și continuam să-mi spună, știi, domnule, până ești cineva, toată lumea te caută. Când nu mai ești nimic, toți te uită. Eu când mergeam în satul meu, în județul Hunedoara, apoi să știi că dascălul trimitea copii acasă și venea cu mine la băut. Uneori preotul lăsa slujba în biserică și venea să jucăm cărți. Acum nimeni nu mă mai caută. Domnule, toți m-au părăsit. Eu din nou cu Biblia. Da, scrie în cartea asta de încă unul care a zis că toți m-au părăsit, dar Domnul a stat lângă mine. Domnule, te-am rugat să nu mă mai iei cu Biblia. Știu, e vorba de ucenicul marelui maestru Gamaliel, dar nu mă mai lua cu Biblia, domnule. Dacă am văzut că nu o acceptă, domn profesor, eu cu asta știu să vă iau. Știți? Eu o să plec, v-am ascultat, v-am cumpărat și suc, v-am cumpărat și fructe, dar am o rugăminte. Eu v-am ascultat, ascultați-mă și dumneavoastră, numai puțin. Dați-mi voie să fac o rugăciune specială pentru dumneavoastră aici. Pentru mine? M-a stat și el o chemare cu mine, s-a tata și a zis, ascultă, nu cred că ajută. Da, poate nici nu strică. Dacă vrei, rogă-te, dar nu așa tare ca pentru ăla. Pentru mine așa încet. Așa încet, mă rog. M-am rugat încet pentru el acolo și când am vrut să plec, am dat mâna cu el și am spus, domn profesor, să nu mai spuneți că n-aveți pe nimeni, că tot timpul cât veți fi aici, eu o să aranjez ca cineva să vă viziteze, să vă caute. Și astăzi, după masă, pun 1000 de oameni să se roage pentru dumneavoastră. Parcă-mi văd acolo capitulat, părul lui alb, om de 87 pe 88 de ani, a început să-i curgă lacrimi din ochi. Și am spus, la prima zi de vizită ne vedem. Am întors capul din ușă, m-am uitat încă o dată la el, i-am prins privirea, îi curgeau lacrimile și am plecat. M-am dus acasă, i-am spus, soție, uite, avem un bătrân de care trebuie să îngrijim. De-aia mă întreabă, l-ai luat întreținere? Nu, stai liniștită! Nu l-am luat întreținere. Eu, un bătrân, l-am găsit în spital, n-are pe nimeni, este o personalitate și cred că trebuie să ne ocupăm de ea. M-am dus la București și joi, venind de la București, nevastă mi-a pregătit o mâncare ușoară, ceva pentru el, m-am dus la spital. La 9:50 eram la etajul 3 la spitalul județan. Am intrat în salon, nu era pe pat. M-am uitat după fricosul meu de la Belotins, nici ăla nu era acolo. Ce s-o fi întâmplat cu ăștia? Am stat puțin, niciunul, am ieșit pe hol, nu i-am văzut. Am intrat iar înapoi în salon și un bolnav mă întreabă, domnule, nu ești dumneata preotul la ce ai fost duminică și ai slujit aici? Ba da, dumneata îmi cauți pe domnul profesor Arda? Da. O, domnule, vino mai aproape să spun. Uite, noi toți suntem martori aici în salon. Ieri, după masă, la 5:30, domnul profesor Arda a murit. Dar la orele 2 ne-a spus și noi toți am auzit, oameni buni, dacă vine preotul ăla ce a fost duminică aici, spuneți-i că astă noapte mi s-a arătat Iisus Hristos.
și că mi-a spus: Ioane, și tu ești al meu. În pachetul suferințelor mele am plătit și plata păcatelor tale. Ioane, și tu ești al meu. Și când mi-a spus a treia oară, a trecut un curent din creștetul capului până în tâmpile picioarelor. Spuneți-i că m-am dus cu Iisus să fiu al lui. A fost o somație pe care Duhul Sfânt a făcut-o. Și putea să fie ascultată sau putea să fie respinsă. Eu cred că și în seara aceasta Duhul Sfânt face somații. Amin. Și vreau să vă rog, amintiți-vă foarte bine că Dumnezeu nu odată v-a vorbit și vă vorbește din nou. Luați bine seama, pentru că e vremea când se poate intra în odihna lui Dumnezeu. Mâine s-ar putea să fie prea târziu. Mâine nu este ziua mea, mâine nu este ziua ta, mâine nu este ziua noastră. Azi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Azi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, acceptă și fă pași spre El. Azi, dacă simți chemarea Domnului, răspunde la ea. Astăzi, reține că Domnul încă te primește cu brațele deschise. Amin. Și te așteaptă ca tata pe fiul risipitor. Amin. Ia bine seama până nu-i târziu. Amin. Amin.